Aducem bucurie, emoții pozitive în casa dumneavoastră. Și în primul rând vreau să vă mânc acest buchet de flori de primăvară, să vă bucure ziua aceasta cât mai mult. Mulțumesc. Iar torta să vă îndulcească viața dumneavoastră frumoasă. Mulțumesc. Și șampania cred că sărbătoriți împreună cu familia, cu prietenii, cu cei dragi. Mulțumesc. Dar de la cine crezi că poate să fie așa surpriză? De la cine? Cred că de la Italia numai. Toți. Numai de la Italia, pentru că acolo am soră, am cu mătră, am prieteni, numai de la Italia, cred că asta e. Vă spun eu imediat din partea cu este. În primul rând, ei vă urează un sincer la mulți ani, să fiți sănătoase, mereu cu zâmbetul pe buze și ca surprize să nu mai termină ei, să ajungem la dumneavoastră cu așa surprize și peste 50 de ani. Da, principalul să fie sănătate vouă și să treceți toate primejdele vieții doar cu bine și fără din necazuri. Sigur că este din partea surorii Lida, cum este Tania și Alexandru. Alexandra. Dacă aveți dumneavoastră ceva să-i transmiteți lor. Elis, eu vă mulțumesc, prietenilor, frumos că v-ați adus aminte de mine. Și tare... În tot suflet vă doresc și vouă sănătate, fericire, bucurie și să nu uitați și la anul viitor. De acum să vă întâlniți împreună la o masă rotundă. Da, dar nici nu m-am gândit, A doua tinerețe a început, totul pare ca la început, doar când mă strigă fiul meu cel drag.